Salutare tuturor, sunt Oana și bine ați revenit la un nou videoclip. Probabil ați văzut la începutul lunii august mai mulți booktuberi că au organizat un fel de Secret Sunny pentru această vară. În clipurile lor nu cred că au menționat, dar la mine coletul a întârziat destul de mult, au fost câteva probleme și abia acum reușesc și eu să îl deschid. Destul de târziu, dar eu n-abia aștept să îl primesc. O să vă las în descriere toate link-urile spre canalele celorlalți participanți. Eu am primit colet de la Ropan Andreea, am trimis colet Adelinei, dar probabil deja asta ați văzut. Da, cam așa arată coletul, împachetat, frumos, cu hârtie și haideți să îl deschidem. Adică să-l deschid eu și voi să mă vedeți cum mă chemei. Văd că puțin aici la un colț este deteriorat, dar sper să nu fie afectat conținutul. Îmi pare rău că trebuie să rup cutia, dar nu cred că o să reușesc să tai scociul într-un mod eficient. O să tai puțin aici la colț. Și da, știu că am cam lipsit în ultima vreme, dar am fost plecată în vacanță și abia am reușit și eu acum să îmi pun totul la cap și să filmez. Nu vreau. Cred că tot trebuie să tai tot scociul. Ce drăguț! O să încep cu această... A se citi la sfârșit. Ok. Ce e aici? Ce tare e asta! Nu știu dacă vedeți. Tot timpul mi-au plăcut chestiile astea. Lănțișoarele, medalioanele acestea... chestie dintre asta și în special este o mandala. Eu am un tatuaj cu un mandala și cred că o să încep să port chestii la gât datorită acestei minunății. Mulțumesc mult! Apoi, nu știu ce ar trebui să fie aici. Ceva o să fie oare. Oh my god, da, e un carnețel. Deja am o idee. Tot la fel cu floricele. Super. Yay! Cred că o să-l folosesc pentru idei de poze pentru Instagram sau o să-l fac cumva un carnețel în care îmi trec amintiri din vacanțe. Cu niște poze așa micuțe, nu știu, o să văd. Mulțumesc! Apoi, ce-o fi aici? E ceai cumva? Da! Nu știu ce blat desfăcut. Trandafir și ceva. Cred că o să trebuiască într-o infuzie, nu? O să trebuiască să învăț să fac astfel de ceai. Măr, stafii de pere, sfeclă roșie, boboci de trandafir, căpșun, poze de bambu, miroase super fain. Da, deci o să mi-au timp din calea pe ceai, pentru fugii și o să-l încerc. Să vă super fain. Și, două cărți. Două cărți, deci. Este coletul pus și în interior cu hârtie din asta, ce tare. Două cărți, cu care să încep. Sunt cam la fel de groase. Sper că nu am dat în lista aceea, dacă a luat din listă, sper că nu a luat... Adică sper că nu am dat cărți pe care le-am deja, că am verificat. Pentru că noi atunci când am hotărât că participăm, am lăsat un fel de wishlist ca persoana care trebuie să ne facă cadou să se orienteze puțin, dar bineînțeles puteam alege și alte cărți.
Da, în sfârșit. Am primul volum de la Urgia și Zorile. Eu am al doilea volum în bibliotecă, doar că nu îl aveam pe primul și l-am trecut acolo în listă. Oh, Doamne, arată mai bine decât mă așteptam. Ei, cred că o să încep destul de curând seria asta. O să las puțin borcanelul meu de TBR și o să încep seria, pentru că de mult îmi doresc acest lucru. Mulțumesc tare mult! Și acum al doilea. Sper să nu fie al doilea volum. Eu nu l-am trecut acolo, pentru că îl am. Sper să nu fie ăsta al doilea volum. Leda! De la Leda. Da. Ghid de vicii și virtuți pentru gentlemen de Mackenzie Lee. Doamne, da, mulțumesc! Și cartea asta ne doream de foarte mult timp. Inițial, nu prea mi-o doream, pentru că nu mi se părea o carte care să fie pe gustul meu, dar în ultima vreme, pentru că am văzut destul de multe recenzii de la alte persoane, cineva a aruncat ceva de pe balcon și se uită la mine. Am văzut ceva recenzii de pe la alte persoane și am început cumva așa să fiu intrigată de această carte și de povestea pe care o ofer. Și da, acesta este cadoul pe care eu l-am primit, sunt super încântată. Andreea, îți mulțumesc din suflet, chiar nu am nicio problemă că am întârziat atât de mult coletul. Așa a fost să fie, dar eu sunt bucuroasă că într-un final a ajuns la mine. Îți mulțumesc din suflet pentru aceste două minunății și pentru aceste două mici atenții pe care mi le-ai mai pus în colet. Oh, și trebuie să citesc asta. Eu când eram mică aveam o pasiune pentru florile astea presate. Ce tare! Bună, Oana! Pentru acest Secret Sun ți-am ales două cărți care sunt sigură că o să-ți placă. Încărnățel pentru că am văzut că te pasionează conceptul de bullet journaling și un ceai cu accente văratice. Îți doresc o vară minunată. P.S. Îți urmăresc cu drag canalul de YouTube și pagina de Instagram. Ești o persoană creativă și sper să nu te oprești niciodată. Oh, mulțumesc mult de tot! Mulțumesc că mă urmăresc și pe YouTube și pe Instagram și o să încerc zilele următoare fi ceaiul și, cum am spus, carnețelul cu siguranță o să-l folosesc pentru ceva. Chiar mă gândesc în această seară exact pentru ce. Și îți mulțumesc din nou și pentru cărți. Asta o cred că o să o las cândva prin bibliotecă, pentru că am eu niște idei de rearanja pe aici prin cameră. Și da. Acesta a fost. Vă mai spun din nou, aveți link-urile către canalele celorlalți participanți în descriere. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și de data aceasta. Vă urez spor la lectură și ne vedem data viitoare. V-am pupat! Pa, pa!